Pacea Domnului, pastor Vasile, ne bucurăm mult să fim împreună la emisiunea Adevărul despre Adevăr. Pacea Adrian și pacea Domnului la toți prietenii noștri care urmăresc emisiunile acestea. Tare mă bucur să aud mărturii frumoase. Uite, chiar ieri mi-a telefonat fratele Gheorghe Său din Italia, din Torino. Am făcut cunoștință cu el acolo cu vreo 2 ani în urmă, tocmai când trebuia să încep a preda un seminar pentru italieni. A intrat Gheorghe, prima dată l-am văzut în viață și l-a zis: ei, pacea Domnului, noi suntem prieteni. Zic, dar eu prima dată te văd. Ei, zici, nu să mă vedeți prima dată, dar eu totdeauna ascult emisiunile. Și mi-a spus o istorie tare frumoasă, cum el, prin emisiunile acestea, l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și s-a pocăit. Zice, avea un prieten la serviciu credincios și tot prietenul celălalt a încercat să-i spun ceva din Evanghelie, dar el nu asculta, nesocotea. Și prietenul zice, auzi, dar tu nu vrei să-l asculti pe predicatorul acela de la voi din Basarabia? Care? El a fost curios, dacă a spus predicatorul din Basarabia, a fost curios. Și acela i-a dat o emisiune de-a noastră. Și acela a ascultat o emisiune de-a noastră, a început să asculte mai multe, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, apoi soția lui Leanuța, acum mai slujesc Domnului. Slavă și Domnului. Ieri chiar mi-a telefonat ca să mai mulțumească o dată pentru să ți-o transmis salutări ție. Și zice, uite, tare bucuros. Și, bineînțeles, am rămas și eu încurajat când auzim mărturii de astea, cum oamenii îl cunosc pe Hristos, exact. Vin la credință, așa vrem să fie prin toate emisiunile noastre. Așa să ajute Dumnezeu. Astăzi vorbim despre iertarea păcatelor după moarte. Cineva din telespectatorii noștri a scris că în popor, când se pomenește numele unei persoane decedate, se spune Dumnezeu să-l ierte. Am observat și eu deseori acest lucru și chiar le-am făcut observație celor care spun așa. El zice, știu că odată persoana plecând din viață nu se mai poate face nimic pentru el și le-am spus aceasta tuturor, dar nu vor să mă creadă. Ce spune Biblia cu privire la acest subiect? Există iertare după moarte? Noi trăim într-un context unde Biserica Ortodoxă este confesiunea majoritară, predominant, care a format gândirea aici. Chiar dacă oamenii nu merg la biserică, cei mai mulți nu merg la biserică, cei mai mulți care își spun ortodoxi. Uite, când veneam acum la emisiune, m-am oprit la semafor și am văzut o imagine. Stătea o femeie cu țigara în gură, fuma și cu un fățișare așa, nu bărbătească, dar un fățișare, nu știu cum... Dură, sumbră. Departe de ceva feminin. Deci ea cu cercei, machiat, dar înfățișarea ei departe de ceva feminin. Femeia aceea stătea așa și ce mi-a atras atenția? O cruce mare pusă la mașină, o cruce mare de forma asta ortodoxă a crucii, o cruce mare. Cum se leagă una cu alta? Da, cum merg una cu alta. Nu se leagă una cu alta. Deci evident, femeia aceea nu știu cum este, dar ce vreau să spun? În contextul ăsta s-au format multe concepții care ele sunt adânc înrădăcinate în oameni, că oamenii nici nu-și dau seama că ele sunt prezente acolo. Din copilărie fiecare au auzit, când menționat numele unui mort, Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l ierte. Când spune despre un mort, Dumnezeu să-l ierte, apoi de sufletul la cutare, de sufletul la cutare, omul înțelege că tot pentru iertarea păcatelor, pentru... A devenit o expresie ca bună ziua. Cum zicem bună ziua, așa spun și fraza asta. Și iată, deci teologia Bisericii Ortodoxe învață asta. Învață că este posibil să contribui cei vii de aici, prin rugăciunile lor, prin acțiunile lor de aici, ei pot contribui la iertarea păcatelor persoanei celui decedat. Lucrul este contrar Bibliei. De fapt, de unde învățătura asta? Teologii ortodoxi foarte mult fac referință, uite, chiar azi dimineață am citit, am vrut să văd, care e o concepție ortodoxă, cum e argumentat, cum Biserica Ortodoxă argumentează lucrul ăsta. Am dat peste un articol scris pentru Adevărul, ziarul Adevărul din România, scris de un preot și un preot argumentează. În tot articolul eu nu am găsit un singur verset din Biblie, nu un singur. Un singur argument. Știu că nu înseamnă neapărat că nimeni nu încearcă să argumenteze biblic. Dar în articolul cel n-am găsit un singur argument biblic.
Însă, cum a încercat să argumenteze învățătura asta, că, uite, s-ar putea contribui la iertarea păcatelor celor plecați din viață, la scoaterea lor din iad, la scoaterea din iad a sufletelor păcătoșilor care au ajuns și sunt acum în iad, că oamenii credincioși din partea asta a lumii ar putea contribui la scoaterea lor din iad. Și argumentul central care a fost în articolul acela a fost o învățătură lăsată de Grigorie cel Mare. Grigorie cel Mare, unul din părinții bisericești, unul din ierarhi, unul din cei care... El zice că a învățat așa, a scris așa, a lăsat în scrierile lui. Și Grigorie cel Mare tot nu a argumentat biblic lucrul ăsta. Grigorie cel Mare, bun, a încercat el să-l argumenteze biblic, dar ceea ce a tras atenția teologului ortodox care a venit este cu o istorie pe care o spune Grigorie cel Mare. Grigorie cel Mare zice, el în scrierile lui a lăsat o istorie cu, uite, un anumit preot era bolnav. Și obișnuia să meargă la băi cu ape fierbinți, de astea ape minerale. Și când mergea preotul bolnav la apele astea minerale, acolo totdeauna, zice, venea un om care îi sluja. Omul acela îi sluja, îi făcea ceva, îi sluja. Și preotul ăsta, dacă a văzut că de fiecare dată omul acela îi sluja, și a vrut să-l răsplătească cumva. Și într-o zi a zis, i-a adus doi colaci sfințiți. Să-i dea doi colaci sfințiți la omul ăsta. Omul cel a spus, nu, eu nu pot primi colacii ăștia sfințiți. De ce nu îi poți primi? Pentru că eu, zice, eu sunt mort. Eu sunt mort și am venit aici să slujesc. Eu sunt mort. Deci nu pot. Veni. Dar dacă poți face ceva pentru mine ca să ies din iad. Adică sufletul lui ar fi în iad și el slujește aici, dar sufletul lui ar fi în iad la ăsta care slujea acolo, omul cel. Zice preotul, a plecat și, și zice, de cum voi ști eu că tu, preotul l-a întrebat pe ăsta, cum voi ști eu că cum pot ajuta la ieșirea ta de acolo? Zice, să te rogi pentru mine și dacă când vei veni aici la baie nu mă vei mai întâlni, înseamnă că eu am ieșit, eu am plecat din, sufletul meu a fost scos din iad. Preotul, zice, s-a dus la liturghii, l-a pomenit continuu și așa, zice, a fost, când a venit data viitoare, nu l-a mai văzut în, nu l-a mai văzut acolo. Ei, dar astea sunt niște, astea n-are asta niciun argument. Asta a fost bază pentru biblic, iertarea. Exact, deci asta o istorie care a spus Grigorie, o istorie, așa, în baza unei istorii se zidește o teologie care se vede oricum. Eu mi-am amintesc iată la Kiev. Am făcut și niște poze, nu mai țin minte dacă am făcut și un video chiar atunci. Eram la Kiev, la Piciorskaya Lavra, acolo. Și intrat într-o biserică de asta și am văzut cum stăteau pomelnicile pus acolo pentru vii, pentru morți și prețurile, prețul cât de des se roage. Și acolo era scris preț curant, erau scrise prețuri, lista prețurilor. Deci eu chiar am filmat lista prețurilor tot. Deci omul plătește ca preotul să se roage pentru scoaterea din locuința morților, a sufletelor celor decedate. Dacă oamenii n-ar crede asta, normal că n-ar plăti. Oamenii plătesc, oamenii dau bani, preoții se angajează să se roage pentru oamenii ăștia. Deci se crede, s-a făcut, cum să zic, o industrie în jurul la lucrul ăsta. De ce? Pentru că oamenii iubesc pe cei care au plecat din viață, oamenii realizează realitatea iadului, oamenii vor să-i scoată de acolo și atunci ei se hrănesc cu nădejde înșelătoare. Firea omului este tare predispusă de a se hrăni cu nădejde înșelătoare. Iată și ieri, când înainte ca să începem emisiunea, am vorbit despre mesajul meu de ieri, mesajul despre căderea de la credință. Omul care cade de la credință, el se hrănește cu o nădejde înșelătoare, că el se va întoarce într-o zi înapoi. Pe când Biblia nu îi lasă nimic spațiu pentru nădejdea asta înșelătoare. Îi spune, cine au căzut, au pierit. Cine cade, piere. Dar omul îi place să hrănească cu nădejde înșelătoare. Exact și aici. Așa, da. Exact și aici, cu nădejde înșelătoare. Că dacă nu întreprinde el totul pentru mântuirea sufletului, poate rudele lui apropiate vor plăti, poate vor... Dar este un element în toate religiile păgâne ale lumii. Este elementul ăsta cu, ca pare... să facă ceva pentru mântuirea celui mort. Da, îmi pare interesant și momentul ăsta că
fiind parte dintr-o religie, o credință, o biserică, oamenii admit că odată ce au murit fiind parte din religia asta, s-au dus în iad. Și plătesc ca să fie scos în iad. Plătesc preotul ca să fie scos în iad. Deci eu, fiind parte din Biserica Ortodoxă, n-am siguranța că ajung în rai. Acum acolo nimeni nu are siguranță, pentru că învățătura bisericii este așa că nu poți avea siguranța, care iar nu este biblic, pentru că Biblia totdeauna vorbește la oameni care au siguranța și spune noi, păi am ales să trăiesc după învățătura aceasta, trăind după învățătura aceasta îmi dă siguranța mântuirii. Teologia Bisericii Ortodoxe azi nu-i dă omului spațiu, pentru că zice că totul se va decide atunci. Se va decide atunci dacă mergi în rai sau nu mergi în rai. Se va decide după moarte. Așa sugerează că te duci în iad și să faci tot posibilul să-l fii scos de acolo. Da. Da. Deci cât privește biblic, că tot n-am ajuns la biblic, nu găsim nicăieri, nici cel mai mic teren pentru asta nu găsim. Apostolul Pavel... Pentru iertarea după moarte. Pentru că iertarea. Prin rugăciunile noastre, prin liturghii, nu știu ce plătite liturghii, noi am putea să-l scoatem sufletul cuiva din locuința moștilor, nu? Că apostolii ar fi scris despre asta. Asta e o chestie care ține de mântuirea, mântuirea sufletelor dragi nou. Dacă era asta o realitate, era o posibilitate, nu avea să tacă despre asta Domnul Iisus Hristos, nu aveau să tacă apostolii. Apostolii aveau să scrie că noi rugați-vă pentru cei morți, rugați-vă cât încapem voi, cât reușiți, că să-i scoateți pe cei morți. Că toți avem persoane moarte de care nu știm ce, care este soarta lor, sau de care mai degrabă, știind viața lor, ne dăm seama că ei sunt în iad. Toți avem persoane de astea. Știind viața lor, ne dăm seama că ei sunt în iad. Și atunci noi am vrea să-i scoatem. Nu ne-ar fi spus asta? Nu. Apostolii n-au lăsat nici cel mai mic spațiu pentru asta. Locul din Scripturi care vorbește mult la subiectul ăsta, care de unde putem zidi o doctrină, este cazul spus de Domnul Iisus Hristos cu Lazar și bogatul. Deci a murit bogatul, a murit Lazar. Bogatul a fost dus în locuința morților, sufletul lui a ajuns în locuința morților, sufletul lui Lazar a ajuns în sânul lui Avram. Din locuința morților de acolo, bogatul și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avram. Deci o comunicare este. L-a văzut și a zis, părinte Avrame, asta de partea cealaltă a lumii, nici măcar nu de aici și acolo, de partea cealaltă a lumii. Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar ca să-mi ungă buzele cu apă, că grozav sunt chinuit în văpaia asta. Deci, el nici nu a îndrăznit să creadă, să gândească bogatul acolo în locuința morților, nu s-a ridicat la mintea lui posibilitatea să facă cineva ceva pentru a-l scoate din locul ăsta. Deci el nici n-a cerut să fie scos din locul ăsta. Asta vreau să observe oamenii. El nici n-a cerut să fie scos din locuința morților. Deci el, la mintea lui nu s-a ridicat așa un gând că el ar putea să fie scos din locuința morților. Că există vreo posibilitate. El tot ce a vrut, el a vrut o foarte mică, mică, mică și pentru toți noi neînsemnată, dar pentru el însemnată, ușurarea chinurilor lui. El a spus, trimite-l ca să ungă buzele cu apă. Ei, într-o zi de vară, mergând pe deal undeva, ce ușurare ai de la o picătură de apă dacă îți unge cineva buzele? N-ai nicio ușurare, încă invers, mai tare îți trezește pofta de apă. El zice, pentru el ar fi fost o ușurare, dar la mintea omului ăsta nu s-a ridicat gândul să ceară eliberare, să fie scos de acolo, pentru că el înțelegea că nu poate fi schimbat nimic. Avram i-a răspuns. Avram a zis, fiule, între noi și voi este o prăpastie de netrecut. Asta de partea cealaltă a lumii, nu de aici, de partea cealaltă. Deci de partea cealaltă a lumii nu poate fi făcut nimic nici pentru ușurarea stării lui, nu pentru scoaterea lui din iad, pentru ușurarea stării lui. Pentru ușurarea stării lui nu poate fi făcut absolut nimic. Și spune nu oricine, dar spune părintele Avram, părintele tuturor credincioșilor, neprihănitul Avram, patriarhul Avram. El spune că el nu stă în puterea lui nimic să facă. Dacă ar vrea, nu stă în puterea lui nimic să facă. Nu poate face nimic. Pentru sufletul celui care a nimerit în locuința morților. Acum, deci el zice, nu poate face nimic, nu poate trimite. Deci între noi este o prăpastie pe care nu poate trece nimeni, nu se mai poate rezolva nimic, gata, nu poate nimeni veni în locul celălalt, nici ca să-l scoată, nici ca să-l ajute, nimic ca să facă acolo. Ăsta, dacă a văzut că e așa, el o singură dorință, el a cerut un lucru care era posibil. El a zis, atunci, părinte Avrame, trimite-l, te rog, pe Lazar în casa tatălui meu. Deci el înțelege, dacă poate un om să-și rezolve soarta cu privire la veșnicie, dacă poate un om rezolva ceva ca să ne ajungă în iad, lucrul ăsta se poate cât el este în viață pe acest pământ. Aici.
După asta nu se mai poate. Atunci el a zis, trimite-l în casa mea pe Avram, pe Lazar, pentru că mai am încă 5 frați care duc același mod de viață ca și mine. Trimite-l ca să le adeverească lucrurile acestea și să nu vină și ei în acest loc de chin. Acolo ei pot decide, aici, în lumea noastră, în lumea noastră se rezolvă totul ca să ne ajungem. Din lumea aceea nu se mai rezolvă nimic și din lumea asta noi nu putem rezolva pentru lumea aceea. Dacă din lumea aceea nu pot rezolva nimic unii pentru alții, din lumea asta noi nu putem rezolva nimic pentru ei. Nimic absolut nu putem face. Și atunci el a zis, trimite în casa tatălui meu, mai am 5 frați, le adeverească ca să nu vină și ei la locul ăsta de chin. Și Avram a spus, nu. Nu, deci au pe Moise și pe proroci. Nu, Moise și pe proroci înseamnă au Biblia. Au Biblia, aveau Biblia. Să asculte de ei, să asculte de ei. Să asculte de ei, să asculte de Biblie. Și bogatul a zis, nu, părinte Avrame, dacă va învia cineva din morți, va vedea pe cineva învia din morți, vor crede. Și Avram zice, nu, dacă nu cred pe Moise și pe proroci, dacă nu cred ce scrie în Biblie, chiar dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Ei tot vor găsi explicații. Vor zice că au fost extraterestri, că au fost halucinații, că nu știu ce, nu știu ce, numai pentru a-și îndreptăți păcatul lor, ei vor găsi orice fel de, justificare, explicare. Explicații, numai pentru ca să nu se pocăiască. De asta trebuie să înțeleagă fiecare că nu putem face nimic pentru oamenii plecați din viață. Nu putem. Și dacă cineva se roagă, să știe că rugăciunile lui sunt zadarnice, nu ajută la nimic, ele sunt zadarnice. Și dacă cineva ar spune și pomeni, să amplificăm cu toate praznicurile care se fac. Tot. Nu, toate eforturile făcute pentru mântuirea sau pentru ușurarea chinurilor celor plecați din viață, toate eforturile sunt absolut zadarnice. Ele nu îi ajută cu nimic pe aceia. Ele dăunează la ăștia de aici, ele dăunează la ăștia de aici, pentru că ei se întăresc în nădejdea lor înșelătoare. Că nădejdea lor, speranțele lor goale. Ei se întăresc în ele, ei propovăduiesc un mesaj, pentru că prin acțiunile este propovăduiesc un mesaj. Când spui, când stai la masă și spui Dumnezeu să-L ierte de sufletul acela ca să ajungă, tu propovăduiești un mesaj, spui un mesaj, transmiți la copiii tăi cum a ajuns învățătura să treacă de la unii la alții. Părinții vorbesc la copii, copiii vorbesc la copiii lor și tot așa mesajul crește. Nu, trebuie curmat, oprit asta. Deci tot efortul pe care oamenii îl îndreaptă spre cei care au plecat din viață, spre mântuirea lor, care nu-i posibil și nu pot face nimic, tot efortul acela trebuie să-l îndrepte pentru mântuirea sufletelor personale și pentru mântuirea celor de aici, care sunt aici în viață. Asta trebuie să facem. Ceea ce a încercat să facă acela de acolo, din locuința morților, bogatul, că el a văzut, a vrut și a îndreptat atenția spre ăștia care sunt în viață. De ce? Pentru că aici lucrurile pot fi rezolvate. Cât cineva este în viață aici, până în ultima clipă a vieții lui pe acest pământ, pot fi lucrurile rezolvate. Sunt sigur că ne privesc mulți care au persoane dragi decedate. Cunosc și eu, am rude care... Toți au, dar nu-i nimeni care n-ar avea. Toți au. Și au făcut tot posibilul și imposibilul chiar pe alocuri ca să facă tot felul de praznicuri, să dea anumite lucruri pe alocuri chiar fără sens și neînțelegând de ce fac. Pentru că i-am întrebat și eu, dar de ce faceți asta? Fac toți. Fac toți. Unii o fac de fală. Da. Când vine Paștele Blajenilor, ăsta e o prilej de fală. Fiecare să arate cât e de grozavă. Vreau să le spuneți personal, iată, ca și cum ați sta față în față cu ei. Cum să facă mai departe cu privire la cei morți? Presați de societatea în care trăiesc, de rudele, de părinți, poate, bunei, nu mai știu dacă... Eu voi spune ce am făcut eu. Nu mergem prea departe. Cred că mărturia mea personală o să-i ajute cel mai bine. Eu am persoane dragi care au decedat. Mama mea a decedat. Mama mea n-a fost născută din nou. Mama mea nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. N-a avut o relație personală prin nou legământ cu Domnul Iisus Hristos. Mama mea a murit când avea 39 de ani. Deci eu am mama plecat. Tata meu a plecat din viață. Am cumnatul meu plecat din viață, doi cumnați am plecat din viață,
cu unul n-am avut o relație bună, că el a fost, nu, n-am avut o relație bună, mi-a fost scump, dar n-am avut, cu altul am avut o relație foarte bună, foarte bună, el chiar s-a îngrijit de mine tare, dar nu, ori de câte ori încercam să-i vorbesc din scripturi, Vasea îmi zice, hai despre altceva să vorbim, lui nu era interesant asta. Eu încercam să-i spun, să vorbesc, lui nu era, nu-mi interesant subiectul, altceva. Altceva. Și a murit tragic, așa, într-un accident a murit și m-a plecat din viață. Mie chiar tare, tare mi-era scump el, tare țineam la el. Aștia sunt oameni scumpi care mi-au plecat. Când vine sărbătoarea asta a Paștelui Blajenilor, nu mă duc acolo, nu merg la cimitir. Ne întâlnim la ziua mamei, vorbim când la ziua mamei acolo, mulțumim Domnului, dar nu mă duc la sărbătoare. Asta pentru că nu vreau să transmit la oameni un mesaj, cumva să înțeleagă oamenii că eu chiar cred că pot face ceva pentru mântuirea mamei. Eu vreau, tare vreau, dacă ar fi, și iar vreau să vă spun, dragii mei, vreau să înțelegeți un lucru, că dacă ar fi posibil ca oamenii de aici să facă ceva pentru mântuirea celor plecați din viață, și dacă ar fi în Biblie măcar cel mai mic lucru care dă speranță la asta, apoi credeți-mă că eu sunt primul care aș face asta. Eu sunt primul pentru că eu sunt interesat de mântuirea acestor oameni. Eu sunt interesat de mântuirea mamei mele, de mântuirea părinților mei, mântuirea socrului ăsta, cumnatului și așa mai departe. Eu sunt foarte interesat de mântuirea la toți. Dacă ar fi o posibilitate, eu sunt primul care aș face asta. Deci să nu înțeleagă cine, dar nu vreau să mă hrănesc cu nădejde înșelătoare, că am adevărul cuvântului lui Dumnezeu și vreau să privesc la adevărul cuvântului lui Dumnezeu cu minte trează și văd că nu-mi dă nici cel mai mic spațiu pentru asta. Ce putem să facem? Să le propovăduim la oameni. Iată, de exemplu, cu mama mea, am zis, nu merg, nu vreau să le dau la cineva speranțe greșite, nu merg la asta. Copiii mei, ei uneori ziceau, am putea să mergem când e la Blajeni, ei le-am spus, dar i-am avertizat pe copii, uite, așa, să știți, dacă chiar până la atâta, luați cu voi niște Biblii, dați la oameni Biblia, luați o broșură, un ziar, așa, duceți. Unii membri din biserică s-au dus, eu nu i-am oprit pe oameni să nu meargă sau ceva, dar le-am spus, unde mergi să fie o lumină, să aduci adevărul, să le spui adevărul la oameni cu privire la asta. Și mulți s-au dus, au spus, au dat o Biblie acolo, le-au vorbit la oameni. Însă, cu privire la mama, iată, lucrul care l-am făcut, am făcut o masă de pomenire pentru mama mea. Și la masa asta de pomenire i-am chemat pe toți oamenii care au știut-o pe mama, care mai sunt în viață. I-am chemat pe toți, am înregistrat video, că vreau să audă și copiii mei să rămână înregistrarea. Am înregistrat video pentru că i-am întrebat rând pe rând să-mi spună ce nu știu eu despre mama. Așa i-am întrebat, spuneți-mi, eu eram mic, eu eram copil, aveam 9 ani. Spuneți-mi mie acum ce nu știu eu despre mama. Multe lucruri interesante, oamenii și-au amintit despre mama mea, au spus lucruri interesante care nu le știam. Dar după ce oamenii au spus tot, eu am pregătit un mesaj din Scripturi. Și exact așa le-am spus, eu tare vreau ca mama mea să aibă viață veșnică. Dar nu pot face nimic pentru asta, nici eu, nici voi, nici nimeni nu mai poate face nimic pentru asta. Dar putem face pentru cei care sunt în viață. Și le-am prezentat la oameni Evanghelia, la masa aceea de pomenire. Am adus ecran, am adus proiector, am pus niște poze care le aveam eu cu privire la mama, le-am arătat. Am povestit mărturia mea despre mama, dar după aceea am spus mesajul Evangheliei la toți. Și la toți oamenii le-am dăruit câte o carte, nu le-am dăruit colac și lumnare, le-am dăruit la toți câte o carte. Mă gândeam inițial și la colac și lumânare, că la colac și lumânare are o semnificație, știi? Lumânarea înseamnă lumină, lumină, îi dorești lumină, să ajungă în lumină. Colacul cel ai pâinea vieții, Domnul Iisus care este pâinea vieții, lumina lumii. M-am gândit să fac așa și să dau, dar pe urmă m-am gândit că nu poate fi interpretat greșit. Poți transmite un mesaj greșit și nu vreau asta, nu vreau să... Da, m-am gândit la... Totdeauna mă gândesc la mesaj, nu vreau să transmit un mesaj greșit. Și atunci am zis, nu mai bine, am adus manualul Cerul, Iadul și Viața de după mormânt și le-am dăruit la fiecare om și le-am spus, asta e cel mai mult ce avea nevoie mama mea. Mama mea avea nevoie de cunoștință despre împărăția cerurilor. Asta e cel mai mult ce a avut ea nevoie în viață. Uite, asta vreau toți, ce i-a lipsit mamei, vreau toți și eu am asta acum. Ce i-a lipsit mamei, eu am. Eu am primit cunoștință despre împărăția cerurilor, eu sunt mântuit prin credință în Domnul Iisus Hristos și propovăduiesc mântuirea asta, cunoștința asta, o duc mai departe.
Iată, acum vreau să mă împărtășesc cu voi toți, vreau să vă dau asta. Și asta le-am dat la oameni. Le-am atras atenția la oameni că ei pot să-și rezolve fiecare problema lui. Încă acum, faptul că mai sunt aici, indiferent ce vârstă au ei, unii din cei care au fost la masă după ce au murit la scurt timp, dar încă mai aveau timp. Le-am spus la toți, i-am chemat pe toți să se împace cu Dumnezeu. Asta putem face. Mai mult nu putem face nimic. Mai mult nu ne stă în putere la nimeni, nimic să mai facem. Să ne ajute Dumnezeu să folosim timpul cât mai avem pe acest pământ. Nu știm cât, nu știm cât avem noi, nu știu cât au cei apropiați și iubiți de noi. A, și ce mai vreau să mai spun încă un lucru? Că când ajunge chestia asta cu morții, foarte incomod. Foarte incomod. Eu sunt pastor. Eu vorbesc cu oameni despre viață, despre moarte. Și mie mi-e incomod totdeauna. Când merg la patul de moarte la cineva, mie mi-e incomod să deschid subiectul și să-l... Dacă eu pastor mi-e incomod să deschid subiectul, apoi mi-e închipui cum e la alți oameni. Să ne rugăm, roagă-te la Dumnezeu, că eu totdeauna așa fac, mă rog, Doamne, dă-mi îndrăzneală sfântă să pot să vorbesc cuvântul Tău clar și cu îndrăzneală, hotărât să-L vorbesc și să le spun, să-i spun omului că se apropie de moarte, să-i spun că pleacă, să-i spun că trebuie să-și rezolve problema rapid, acum, să nu mai am mâine, să-i spun asta, să vorbesc asta. Și asta e foarte important, foarte important. Într-o vreme, obișnuiam, mă duceam la spital, intram așa, bine prins de veste. Îmi luam Biblia, luam cu mine în geantă, îmi împleam Biblia cu Noul Testament și intram. Mi-a pus Domnul pe inimă și așa făceam. Și mă apropiam la persoana de gardă și spuneam, eu sunt pastor, vreau să mă rog pentru fiecare om din salon. Ei surprinși. Haideți camuși. Unii ziceau nu, dar alții da, și încă mă conduceau ei. Hai și aici, și aici, și aici, și aici. Alții mi-adunau pe toți oamenii, mi-adunau pe toți, mă rog pentru toți. Interesant, după aceea nu mai dădeau, vă cred că s-o fi plâns cineva din ăștia care sunt așa cum ortodoxi, înrăiți, sunt așa un fel de oameni care zic că sunt ortodoxi, dar ei sunt răiți și ei nu interesați nici pentru ei, nici mântuirea nici lor, nici nimic, ei stare. Și nu, cred că a fost cineva de ăsta care a făcut așa, dar ce vreau să spun, când mergeam, oamenii, când intram, eu vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Pentru mântuirea dumneavoastră și pentru vindecare. Dacă trebuie să plătesc. Nu trebuie să-mi plătesc nimic. Am venit să mă rog pentru dumneavoastră aici. Nu trebuie nimic să-mi plătesc. S-au deprins oamenii cu orice da, loc să dacă poate. Trebuie să plătesc, dar n-am bani. Nu trebuie ești bani. Eu am venit să mă rog pentru dumneavoastră. Le citeam din Biblie, mă rugam pentru ei și le spuneam despre mântuirea. Mântuirea care este în Hristos. Și atunci, foarte interesant, se întâlneau în discuții, oamenii foarte interesați. O, și ce mai observam? Când mergeam, toți îmi arătau că au cărți de rugăciuni, dar Biblia nu citeau. Spuneam, toți cărți de rugăciuni este care le învață pe din afară, dar nu aveau Biblie. Nu, domnul, Biblia aveți nevoie. Spuneam, Biblia trebuie să o citiți și să... Mai comod pentru... Deci pentru om e mai comod să ia, să înveți ceva care să repete, ceva care nu are... O formulă ca să ia da, care nu înțelege, care nu numai ca să... Sunt sigur că telespectatorii noștri au cel puțin o persoană care ar fi dorit foarte mult să privească această emisiune. Ceea ce vă îndemn acum este ca să distribuiți această emisiune și să o trimiteți personal la rudele, prietenii, vecinii voștri, ca și ei să audă aceste adevăruri și atâta timp cât mai avem timp pe acest pământ să putem să-i ajutăm. Nu după moarte, pentru că nu mai putem face nimic atunci. Exact. Haideți să facem acum acest mare lucru care îl putem face pentru ei, să le ducem cuvântul lui Dumnezeu și să le arătăm calea spre cer. Dumnezeu să vă binecuvânteze!